Breaking news, un nou truc prin care șoferii se laudă că scapă de amenzi pe autostradă a devenit viral pe TikTok, banda de izolat cu care se schimbă numărul de înmatriculare. Autoritățile spun că nu-i pot amenda pe șofer doar pe baza filmulețelor, însă aceștia riscă dosar penal dacă sunt prinși, de exemplu, în trafic. Colega mea, Delia Bulgaru, știe mai mult despre acest subiect și vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Delia. Bun găsit! Șoferii care falsifică numere de înmatriculare se pot alege cu dosar penal pentru infracțiunea de punere în circulație a unui autovehicul cu numere false. Astfel, șoferii care s-au filmat și au publicat pe TikTok aceste filmulețe arată cum dezlipesc de pe plăcuța de înmatriculare banda de izolat și cum transformă o literă din alta, spre exemplu transformă litera F din litera E. Cei care au publicat astfel de filmulețe vor să arate șoferilor că au găsit soluția prin care scapă de amenzile pe care le pot primi pentru viteză sau rovinietă, mai ales pe autostradă. Astfel de postări sunt virale și au strâns peste 1 milion de vizualizări, însă autoritățile susțin că cei care au realizat aceste filmulețe nu pot fi amendați din cauza că mașinile care apar în aceste imagini sunt staționate.